Atunci când oamenii aud cuvântul judecată, de regulă îi dau o conotație negativă. Se îngrozesc, se tem, pentru că judecata este legată foarte ușor și aproape de fiecare dată cu pedeapsa. Însă, judecata este cea care va da sentința de pedeapsă doar pentru cel rău, pentru cel vinovat. Pentru cel care este nevinovat, judecata are un rol cu totul și cu totul diferit. Judecata îl așează în drepturi pe cel care este nevinovat și a suferit o pierdere, a suferit o nedreptate. În Sfânta Scriptură, cuvântul judecată, judecata lui Dumnezeu, trebuie să fie foarte clar înțeles, pentru că la cuvântul judecată, atunci când Dumnezeu va rosti judecata și va rosti executarea sentinței în urma judecății, unii oameni vor uita de durere, unii oameni vor fi fericiți cum nu au fost niciodată, pentru că judecata pentru unii va declara începerea vieții veșnice. Pentru alții însă, sentința judecății lui Dumnezeu va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aș vrea să urmărim în seara aceasta câteva lucruri deosebit de importante pe care trebuie să le înțelegem bine, corect, doar din punctul de vedere al Bibliei. Textul de memorat este în a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Versetul acesta este foarte clar și categoric. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată, nu un scaun de judecată în care procurorul, judecătorul și avocatul ar putea să fie om, ci înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. De ce toți trebuie? Pentru că fiecare să-și primească răsplata, dacă a făcut bine sau dacă a făcut rău. Cu alte cuvinte, imaginea de toți ne înfățișăm ar putea să sugereze colectivitatea uneori, iar fiecare reprezintă individualitatea. Într-adevăr, la judecată pot să meargă două, trei persoane ca să asculte sentința judecătorului, dar la întoarcerea de la judecător, unii pot să fie bucuroși, alții pot să fie triști. Consecința judecății este după ceea ce fiecare a făcut, bine sau rău. Dacă Scriptura este clară în privința a ceva, atunci acel ceva este realitatea judecății. Dumnezeu va judeca lumea. Sunt numeroase și extrem de clare textele, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Foarte mulți oameni privesc în jur și descoperă că nu este dreptate. Într-adevăr, dreptatea care lipsește atât de mult aici și acum va exista într-o zi. Și cei nedreptățiți vor descoperi că Dumnezeu este cel care le face dreptate. Ceea ce merită să subliniem acum, la început chiar, este faptul că Biblia spune că indiferent dacă cineva vrea să meargă la judecată sau cineva nu vrea să meargă, toți sunt obligați și vor fi față în față cu judecătorul suprem, care este Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Cunoaște inclusiv intențiile noastre cele mai tainice. Și înaintea lui Dumnezeu, intenția, motivația, toate au un rol foarte important în decizia lui Dumnezeu atunci când judecă fapta.
Noi ne putem ascunde de toți. Putem să ne ascundem de toate privirile. Însă, niciodată, nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Această realitate implică faptul că El nu are nevoie de judecată, adică de martori, pentru a face cunoscută viața fiecărui individ. Judecățile lui Dumnezeu sunt de fapt un demers divin, întreprins pentru binele creaturilor sale, atât din ceruri cât și de pe pământ. Acest proces a judecății lui Dumnezeu este de natură cosmică și istorică, deoarece Lucifer și-a început răzvrătirea în cer, apoi a extins-o în această lume. Din cauza aceasta, la judecata lui Dumnezeu, îngerii și ființele necăzute în păcat din întregul univers vor participa. Procesul de judecată va fi la sfârșitul timpului, atunci când nu va mai fi har, nu va mai fi milă, nu va mai fi posibilitatea de iertare și de întoarcere a destinului fiecărui om. Acest proces de judecată are trei faze principale. Judecata înainte de revenirea Domnului Iisus, judecata din timpul celor 1000 de ani, adică după ce Domnul Iisus vine și ia la cer pe cei mântuiți, și cea de-a treia fază este judecata executorie, sau sentința care va fi executată. Întregul proces se încheie cu reabilitarea celor drepți și cu a doua moarte a celor nelegiuiți. Judecata primordială și judecata cosmică se bazează pe moartea lui Iisus pe cruce. Aceasta constituie miezul soluției. Acesta este reperul pentru fiecare individ care este judecat. Moartea Domnului Iisus pe cruce. Cum s-a raportat fiecare persoană din întreaga lume de când a intrat păcatul în viața lui Adam până când se va naște ultimul om pe pământul acesta. Apoi se va închide harul. Moartea lui Iisus este reperul după care se face judecată. Pentru că evenimentul de la cruce atestă anumite dovezi și anumite judecăți. Acolo s-au întâmplat câteva lucruri deosebit de importante. Mai întâi, la cruce, Dumnezeu a fost reabilitat, a fost dezvinovățit. Golgota, Calvarul, suferințele Domnului Iisus, toate dovedesc că Dumnezeu este Dumnezeul iubirii, al adevărului, al dreptății, al sfințeniei, al ordinii și al libertății, precum și garantul păcii, al bucuriei și al prosperității. Lucru contrar la tot ceea ce Lucifer a spus îngerilor și oamenilor cu privire la Dumnezeu. În timp ce Lucifer Satana l-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind nedrept, ca fiind fără milă, ca fiind arogant, ca fiind disprețuitor față de oameni, la Golgota, imaginea lui Dumnezeu a fost reabilitată, pentru că oamenii îl înțeleg acum pe Dumnezeu cu adevărat. Al doilea lucru, la cruce, Satana a fost judecat și condamnat. Strigătul Domnului Iisus s-a sfârșit arată că tot ceea ce Satana a prezentat nu mai este credibil, iar condamnarea lui a fost hotărâtă. Al treilea lucru care s-a petrecut la cruce, păcatul a fost judecat și condamnat, pentru că Domnul Iisus a plătit prețul păcatului. Și tot acolo, oamenii au fost judecați. De aceea Domnul Iisus a murit în locul nostru, pentru că El, în natură umană, a purtat și a plătit păcatul întregei omeniri. Celor care l-au acceptat pe Domnul Iisus și l-acceptă astăzi ca mântuitor personal, ca înlocuitor al vinovăției lor, li se dă posibilitatea să trăiască veșnic. Pentru că dorința lui Dumnezeu
de la creațiune. A fost ca fiecare om să trăiască pentru totdeauna alături de Dumnezeu. Pentru mulți oameni, ideea de judecată înseamnă condamnare, spuneam. Deși este și aceasta o parte a procesului, nu trebuie să uităm că ideea de judecată are o latură pozitivă, întrucât presupune că acel moment al neprihăniților, când acestora li se face dreptate. În Sfânta Scriptură este cartea lui Daniel, care face referire la o judecată din vremea sfârșitului prin care se face dreptate Sfinților Celui Preanalt. Pe urmare, judecata lui Dumnezeu include astfel ambele aspecte. Pe de o parte, pedeapsa, pe de altă parte, dreptate. Dar cum a exprimat Iisus atât ideea de condamnare, cât și ideea de dreptate în același eveniment al judecății finale? Întâi Împărați, capitolul 8, cu versetul 32, conține un fragment din rugăciunea lui Solomon, închinată lui Dumnezeu la sfințirea templului din Ierusalim. Solomon se ruga: ascultă-i din ceruri când se vor ruga la tine. Lucrează, fă dreptate robilor tăi, osândește pe cel vinovat, întoarce vina purtării lui asupra capului lui, dă dreptate celui nevinovat și fă-i după nevinovăția lui. Solomon, la inaugurarea templului, invoca judecata lui Dumnezeu. Dacă este vinovat, plătește pentru vinovăția lui. Dacă este nevinovat, atunci dă-i dreptate, spunea Solomon. Mai târziu, Domnul Iisus vorbește despre judecată, spunând: toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor trei la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu. Iar celor de la stânga le va spune: plecați, îndepărtați-vă de la mine. Descriind judecata, Domnul Iisus a menționat prezența nu doar a caprelor, a celor nelegiuiți, ci și a oilor, care reprezintă pe cei neprihăniți. Din cauza aceasta, lucrul pe care trebuie să-l reținem este că toți oamenii vor fi judecați. Cel puțin așa citeam în textul de memorat. Toți trebuie să ne înfățișăm la scaunul de domnia lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus spune: în adevăr, după cum Tatăl înviază morții, le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Și Domnul Iisus spune: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ei bine, există mulți creștini care susțin că această expresie nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, înseamnă că aceia care sunt în relație bună cu Hristos nu vor fi judecați deloc. Se contrazice Biblia? Categoric nu. Ci trebuie să înțelegem, cel puțin în conformitate cu Matei 25, versetul dinainte pe care l-am citit, Dumnezeu va despărți pe unii de alții, adică Dumnezeu va despărți prin judecată pe cei buni de cei răi. În consecință, cei răi vor primi și consecința păcatului, pedeapsa păcatului, adică moartea veșnică. Dar pentru cei drepți, care vor primi mântuirea vieții veșnice, pedeapsa nu mai este valabilă. De aceea, ceea ce trebuie să înțelegem în expresia cel care crede în mine are viață și nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață, nu se referă la faptul că cei
cei credincioși nu vor fi judecați, ci se referă la faptul că nu vor fi pedepsiți, pentru că ei nu vor mai gusta pedeapsa păcatului, moartea a doua, pentru că Domnul Iisus a murit în locul lor. Există susțineri în multe biserici creștine cu privire la faptul că judecata celor credincioși nu se mai face. Și lucrul acesta este important să-l înțelegem de ce unii creștini susțin acest lucru. Pentru că dacă este judecată, trebuie să fie și o lege. Și pentru că mulți creștini elimină legea celor 10 porunci, atunci ei elimină și judecată. Când veți auzi pe unii dintre prietenii voștri creștini care susțin că cei drepți nu ajung la judecată, trebuie să știți că omul acesta înțelege prin judecată doar pedeapsa. Dar judecata este și îndreptățirea, repunerea în drepturi. Destinul nostru este hotărât în viața de acum. Celor care cred în Hristos li se face dreptate la judecată. Cei care nu sunt în Hristos însă rămân în continuare condamnați. Și noi știm că judecata are 3 faze. Cercetarea dosarului, sentința și executarea sentinței. Domnul Iisus vorbește în Ioan capitolul 5 despre executarea sentinței cu privire la păcătoși. Este o linceare de spus Apostolul Pavel privind judecata. În a doua Corinteni 5 cu versetul 10, el spune textul de memorat pe care l-am prezentat la început. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de domnie. Fiecare să-și primească răsplata după binele, care înseamnă viața veșnică, sau după răul, care înseamnă pedeapsa, moartea a doua, despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu. Atunci când ne gândim la judecată, trebuie să avem în vedere următoarele lucruri categorice. Noi suntem mântuiți prin har. Suntem însă considerați neprihăniți prin credință. Dar noi suntem judecați după fapte. Și am aici textele prezentate pentru toți aceia care doresc să verifice. Mântuirea este prin har, neprihănirea este dată prin credință, dar judecata, conform la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut, adică după faptele lui. Aceasta este înțelegerea corectă, ceea ce ne spune că legea în baza căreia se face judecata este legea morală a lui Dumnezeu, așa cum este rezumată în cele 10 porunci. Faptele noastre sunt dovada exterioară a autenticității experienței mântuirii personale și, în consecință, elementele de care se va ține cont în timpul judecății. Lucrul acesta este în conformitate cu Noul Testament, pentru că Apostolul Iacov spune: arată-mi credința ta din faptele mele și eu îți voi arăta prin faptele mele adevărata credință. Dacă cineva spune credința este moartă fără fapte. În epistola lui Iacov este foarte frumos discutat lucrul acesta. Dar ceea ce trebuie să înțelegem noi este faptul că suntem mântuiți prin har, suntem neprihăniți prin credință, dar judecați după faptele pe care le facem în trup. Aceasta este o veste bună pentru noi, ca ființe umane căzute, cu gândire defectuoasă, cu o înclinație spre părtinire și prejudecăți, putem să îi vedem pe unii demn de cer, iar altora să le refuzăm intrarea acolo. Dar Dumnezeu cunoaște inima. Gândirea și motivațiile omului sunt cunoscute doar lui. Ca urmare, doar el poate rosti în dreptul fiecarei ființe umane o sentință imparțială și dreaptă. Prin judecățile sale, Dumnezeu își restaurează gloria și își apără caracterul. Dar el o face în mod deschis și consecvent, pentru ca toți să știe cine este el.
Dumnezeu vrea ca toate ființele inteligente din univers să înțeleagă scopurile și să știe că El tratează răul în mod drept. Pe cei răi îi pedepsește în mod corespunzător și pe păcătoși îi salvează în mod corect prin acceptarea jertfei Fiului Său. În raport cu judecata lui Dumnezeu, Evanghelia se concentrează mai mult asupra salvării păcătoșilor care se pocăiesc și aduce doar o soluție simplă de durată la problema morții, a suferinței, a nedreptății și violenței. Pentru că aceasta este consecința păcatului. Pentru că în timp ce salvarea păcătoșilor este veșnică, consecința pedepsei păcatului nu este veșnică ca timp, ci este doar ca și efect. Răul și oricine orice se asociază cu răul vor fi eliminați și distruși. Toți cei care s-au supus total și de bunăvoie lui Dumnezeu, recunoscându-L drept creator, răscumpărător, domn și împărat al lor, vor primi viața veșnică, îi vor sluji, îi se vor închina cu bucurie pe vecie. Ca urmare, tot ceea ce Dumnezeu a avut în intenție la creațiune va fi repus în armonie cu planul Său după ce păcatul va fi distrus. Ideea de judecată care precedă revenirea lui Hristos se găsește în multe locuri în Scriptură. Dar în ce fel se clarifică ideea de cercetare în sala Tribunalului Ceresc și care este semnificația unei astfel de judecăți? Judecata înainte de revenirea Domnului Iisus. Textul cheie al acestei judecăți o putem numi judecăți de cercetare. Are la bază profeția lui Daniel din capitolul 7, versetele 9 la 14. Mă uitam la aceste lucruri până s-au așezat niște scaune de domnie. Un îmbătrân de zile așezut jos, haina lui era albă ca zăpada și părul capului ca niște lână curată, scaunul lui de domnie ca niște flăcări de foc, roțile lui ca un foc aprins. Un râu curgea, ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori slujeau, de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Acesta este momentul începerii judecății de cercetare. Domnul Iisus preia această idee și o transmite printr-o parabolă. Este parabola nunții fiului de împărat. Un împărat care face nuntă fiului său, trimite invitații din timp, celor pe care îi prețuiește și îi respectă, cei invitați nu vin, motivând diverse lucruri, atunci împăratul, pentru că are totul pregătit, trimite pe slujitori să adune de la drumuri, de la garduri, oameni obișnuiți să intre la nunta lui. Când sala este plină, spune versetul 11, împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. A văzut un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis împăratul, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceasta este imaginea judecății de cercetare. Este imaginea timpului pe care noi îl trăim. Dumnezeu privește pe toți aceia pe care i-a invitat în biserică, pe care i-a invitat în creștinism, pe care i-a invitat să-i cunoască jertfa și care au acceptat. Acceptarea însă înseamnă schimbare. Haina cu care nuntașii trebuiau să fie văzuți în sala de mese a împăratului
reprezintă caracterul Domnului Isus. Apocalipsa precizează mai departe această atitudine a judecății. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Expresia asta ne face să stăm liniștiți când privim la ceea ce se întâmplă în jur cu amenințarea bombelor nucleare, a rachetelor care distrug pământul. Dumnezeu are totul sub control. Apocalipsa 14, de la versetul 6 la 7, prezintă prima solie îngerească. Un înger zboară prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, el strigă în fiecare limbă de pe fața globului și transmite un mesaj foarte clar. A sosit ceasul judecății. Aceasta înseamnă că judecata dinainte de revenirea Domnului Iisus este începută. Când? Atunci când Daniel stabilește momentul, când a început judecata de cercetare. Conceptul acesta de judecată de cercetare, adică Dumnezeu își cercetează poporul, are la bază trei învățături biblice fundamentale. Una dintre ele este aceea că toți morții, drepți sau nelegiuiți, rămân în pământ într-o stare de inconștiență până la învierea finală. Însă, destinul lor este deja stabilit. A doua învățătură este aceea despre existența unei judecăți universale a tuturor oamenilor. Și am citat textul acesta. Toți trebuie să ne înfățișăm. Toți trebuie. A treia constă în faptul că prima înviere va reprezenta răsplata binecuvântată a celor neprihăniți, iar a doua înviere va fi pentru pedeapsa cu moartea veșnică a celor nelegiuiți. Biblia vorbește despre două învieri. Când Domnul Iisus vine a doua oară, când vine așa cum îl așteptăm noi, nu vine să pedepsească, ci vine să aducă răsplata. Domnul Iisus a doua oară vine doar pentru cei mântuiți. A treia oară, Domnul vine și se ocupă de pedeapsa celor păcătoși. Aceasta însă înseamnă că dacă toți vor fi judecați, toți oamenii ar trebui să fie judecați înainte de înviere aferentă fiecăruia dintre ei. Deoarece cu ocazia învierii, oamenii nu vor fi judecați, ci se va executa sentința. De aceea când cei buni, cei drepți, cei credincioși vor învia, vor primi răsplata vieții veșnice. După 1000 de ani o să vedem când cei răi înviază, ei vor primi pedeapsa păcatului, adică focul care îi va distruge. Se pot folosi mai mulți termeni pentru a explica diversele aspecte ale judecății desfășurate înainte de a doua venire. Se poate numi judecata de confirmare, mai ales în perspectiva celor răscumpărați. Domnul Iisus ia cazul fiecăruia dintre cei credincioși și confirmă în fața Universului relația lor cu El. Este o judecată revelatoare, descoperită. Domnul dezvăluie înaintea întregii familii cerești cine sunt adevărații urmași ai lui Dumnezeu. Judecata demonstrativă este imaginea în care Dumnezeu prezintă dovezi ființelor cerești. Le arată care au fost atitudinile noastre față de El și de legea sa. Ce lucru frumos când Dumnezeu te prezintă înaintea Universului justificându-se de ce te consideră că vei fi mântuit. Judecata de cercetare, atunci când îngerii și ființele necăzute în păcat au nevoie să-și dobândească perspective asupra marii lupte și motivului pentru care Dumnezeu îi salvează pe unii, iar pe alții nu îi primește în cer. În acest fel, sunt deschise cărțile pentru locuitorii cerului, demonstrând în felul acesta imparțialitatea deciziilor lui Dumnezeu. Ca urmare,
Judecata de cercetare nu pronunță o nouă sentință, contrară a ceea ce trăim noi în fiecare zi. Iisus va confirma însă acțiunea mântuitoare. Dacă omul alege să trăiască cu Dumnezeu, Iisus confirmă lucrul acesta. Dacă omul respinge pe Dumnezeu, îl amână pe Dumnezeu și trăiește mai departe în păcatele sale, Dumnezeu va confirma întregului univers decizia fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să ne temem de judecata de cercetare realizată de Dumnezeu, dar trebuie să fim conștienți că ea funcționează astfel, astăzi. În cadrul acestei judecăți, Dumnezeu validează, scoate la lumină, demonstrează lumii cerești deciziile pe care noi le-am luat de partea Lui în timpul vieții. Dumnezeu nu va adăuga nimic la decizia mea și nici nu va schimba, pentru că El este credincios și drept. De aceea va declara solemn în dreptul poporului său, în dreptul fiecăruia dintre noi, că îi aparținem sau nu. Este imaginea din pilda pe care Domnul Iisus o prezenta cu invitații la nunta fiului de împărat. Împăratul a venit să-și cerceteze, să-și verifice, să-și cunoască invitații. A doua judecată despre care Biblia vorbește este judecata din timpul mileniului sau judecata din timpul miei de ani. Biblia ne spune că la a doua venire, atât sfinții care sunt în viață, cât și sfinții care vor fi înviați, îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Apostol Pavel scrie, însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coboară din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Am mai vorbit despre textul acesta. Biblia nu spune că cei morți în Hristos vin din cer, ci vor învia. Aceasta înseamnă că din pământ vor ieși. Apoi noi cei vii, pe care Hristos îi va găsi în viață, vom fi răpiți. Toți, împreună cu ei. Adică cei vii și cei înviați. Să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. A doilea lucru, toți sfinții vor fi luați la cer ca să ocupe locașurile cerești. Așa se va întâmpla împlinirea făgăduinței pe care Domnul Iisus o spunea, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Această făgăduință anulează faptul că cei morți credincioși se duc la Domnul. Cei morți credincioși îl așteaptă pe Domnul în mormânt. Pentru că Domnul Iisus a zis, mă voi întoarce să vă iau, întorc să vă iau. Al treilea lucru, Biblia spune că după 1000 de ani, noul Ierusalim va cobori pe acest pământ și va deveni căminul veșnic al sfinților. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pământului. Apocalipsa 21 ne spune că am văzut un cer nou și un pământ nou. Dacă observăm cu atenție, descrierea din Apocalipsa 20 cu versetul 7, când vorbește despre 1000 de ani trecuți, continuă cu Apocalipsa 21 cu versetul 1 până la 3 și cuvântul apoi sugerează că se întâmplă ceva imediat. După 1000 de ani, Satana este dezlegat, apoi Domnul coboară cu cetatea noului Ierusalim. Aceasta garantează și ne face să înțelegem existența unui mileniu, existența unui timp de 1000 de ani în care cei mântuiți vor locui în ceruri. Acest lucru înseamnă că cei mântuiți nu vor avea locuința în ceruri, ci oamenii mântuiți vor locui pe pământ, iar Dumnezeu însuși va locui cu ei, spune Apocalipsa. De ce totuși 1000 de ani în ceruri? Pentru ce? Ce vor face cei mântuiți în cer timp de 1000 de ani? Biblia ne spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 2 și versetul 3.
Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Textul acesta răspunde la întrebarea ce vor face mântuiții în cer timp de 1000 de ani. Vor judeca. Vor fi invitați de Dumnezeu pentru verificarea sentinței de judecată. În timp de 1000 de ani, cei mântuiți vor verifica de ce nu sunt prietenii lor alături în ceruri. De ce nu sunt cei care au crezut că vor fi împreună cu ei mântuiți în veșnicie. Și Dumnezeu deschide cărțile, lasă pe oamenii mântuiți să verifice și să descopere acolo dacă este drept ce a hotărât Dumnezeu în legătură cu oamenii care nu sunt în ceruri mântuiți. Mai mult decât atât, cei mântuiți vor verifica dreptatea lui Dumnezeu cu privire la sentința dată îngerilor. Judecata din timpul 1000 de ani are scop important de a dovedi mai întâi nevinovăția caracterului lui Dumnezeu în raport cu acuzațiile lui Satana, cum că Dumnezeu nu este drept în modul în care își tratează ființele create, de a confirma imparțialitatea răsplătirii celor drepți, de a demonstra dreptatea pedepselor primite de cei nelegiuiți și de a înlătura orice îndoială care ar mai putea vreodată să producă o revoltă în univers. La judecata de cercetare a celor drepți iau parte doar ființele din cer, doar îngerii. Dar la judecata din timpul mileniului, pentru cei nelegiuiți și pentru demoni, vor participa sfinții, adică oamenii mântuiți. Judecata din timpul miei de ani va începe după ce sfinții sunt luați la cer și ei vor sta pe scaunele de domnie, iar judecata va fi încredințată lor. Nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Spunea Apostolul Pavel. Încă o dată, cărțile din ceruri vor fi deschise, cei morți vor fi judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Acest proces le oferă sfinților ocazia de a examina rapoartele cerești, de a vedea modul corect în care Dumnezeu a tratat cazurile lor. Dumnezeu nu doar că îi răsplătește pe toți oamenii potrivit cu ceea ce merită pe baza deciziilor lor, dar le explică celor mântuiți și de ce funcționează în acest fel. Este important să observăm un lucru, și anume faptul că Dumnezeu consideră să arate celor mântuiți ce se întâmplă cu cei care vor suferi moartea a doua. Și în acest fel, Dumnezeu poate să elimine din mintea celor mântuiți cumva gândul care ar putea să se înfiripe cu privire la nedreptatea lui Dumnezeu, referitor la vreun apropiat, la o rudă, la un prieten, la cineva drag care nu este acolo. Pentru toată veșnicia, cei care sunt mântuiți vor vedea că Dumnezeu este drept în judecata lui și nepărtinitor. Lucrul acesta este important să-l reținem. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Cea de-a treia fază a judecății este faza executorie. Sentința se execută. Ce înțelegem despre natura judecății finale cu caracter executoriu? Finalizarea judecății, în contrast cu prelungirea ei veșnică, înseamnă denaturarea dreptății sau manifestarea ei. Adică, de ce Dumnezeu grăbește moartea celor păcătoși și nu o lasă la lung, așa cum oferă mântuirea pentru cei care vor trăi viața veșnică? Este o nedreptate din partea lui Dumnezeu sau este tocmai manifestarea dreptății în faptul că Dumnezeu execută rapid păcatul și îl distruge pentru totdeauna?
În Evul Mediu a existat o puternică tendință de a-L descrie pe Dumnezeu ca un judecător sever, gata să pedepsească imediat. Astăzi, în creștinism, tendința este aceea de a-L descrie ca tatăl iubitor, îngăduitor, care niciodată nu își pedepsește copiii. Dar iubirea fără dreptate se preface în haos și în anarhie. Dreptatea fără dragoste s-ar transforma în oprimare și subjugare. Ca urmare, procesul de judecată al lui Dumnezeu este o perfectă îmbinare a dreptății și a harului, ambele derivând din iubirea sa necondiționată. În istoria omenirii, judecata cu caracter executoriu este intervenția finală și ireversibilă a lui Dumnezeu de pedepsire. O găsim în Sfânta Scriptură. Judecăți punitive, judecăți de pedeapsă, cu durere, au avut loc cu ocazia alungării din cer a lui Satana și a îngerilor lui. O judecată cu durere a fost când Adam și Eva au fost izgoniți din Eden, chiar dacă au fost iertați. Adam și Eva n-au rămas în grădina Edenului. Distrugerea Sodomei și Gomorii. Dumnezeu a intervenit și a pedepsit pe întâi născuți din casele egiptenilor. Iar în Noul Testament, Dumnezeul despre care unii spun că este Dumnezeul iubirii față de cel din Vechiul Testament, Dumnezeul iubirii îl lovește pe Anania și o lovește pe Safira pentru că au mințit, deși erau creștini. Nu este, deci, nicio mirare că va fi o judecată executorie a celor nelegiuiți la sfârșitul istoriei umane. Subliniem lucrul acesta pentru că mulți cred că Dumnezeul dragostei nu poate să pedepsească. Lucru greșit. Bunătatea și îndelunga toleranța lui Dumnezeu, răbdarea și mila sa exercitată față de supușii săi, nu-l vor împiedica să-i pedepsească pe cel păcătos care a refuzat să se supună cerințelor lui. Nu se cuvine ca lui Dumnezeu să-i dicteze omul, încălcător al legii sfinte a lui Dumnezeu, iertat doar în virtutea marelui sacrificiu pe care el l-a făcut când l-a dat pe fiul său să moară pentru cei păcătoși, fiindcă legea sa era de neschimbat. Dumnezeu a făcut tot ce putea face pentru a salva omenirea de la pieirea veșnică. Inclusiv a plătit un preț enorm. În definitiv, cei pierduți au făcut alegeri care le-au atras acest sfârșit nefericit. Ideea că judecata lui Dumnezeu în dreptul celor pierduți, chiar și distrugerea lor, ar fi contrară caracterului unui Dumnezeu iubitor, este pur și simplu greșită. Dragostea lui Dumnezeu și numai dragostea lui necesită și dreptate. Crucea însăși ne vorbește cel mai clar despre ce a fost Dumnezeu dispus să facă ca să-i salveze pe toți cei care vor fi salvați. Și la cruce, Dumnezeu a fost drept, neacoperind păcatul, nu tolerându-l și nici minimalizându-l, ci Dumnezeu a fost drept pedepsind păcatul și a fost iubitor pentru că l-a pedepsit în Fiul Său. Dumnezeu l-a pedepsit în sine însuși. Urmare, nimeni nu poate să-L învinuiască pe Dumnezeu de nedreptate. Judecata aceasta finală de pe pământ are loc la sfârșitul celor 1000 de ani, când cei nelegiuiți vor învia. Interesant, cei nelegiuiți nici după înviere nu se pot schimba. Este aceasta a doua șansă? Ci este doar o confirmare, o reconfirmare pentru întregul univers că cei nelegiuiți care vor fi pedepsiți nu au niciun respect față de Dumnezeu. Pentru că atunci când vor fi înviați, toți, începând cu Cain, până la păcătoșii din zilele noastre, se vor aduna pentru a-L ataca pe Dumnezeu și pe poporul său, care se găsesc împreună în cetatea Noului Ierusalim. Apocalipsa 20 spune:
se vor împlini cei 1000 de ani. Satana va fi dezlegat. Va ieși din temnița lui să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, se adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Aceasta este executarea sentinței. Dumnezeu însuși va sta pe marele tron alb și va judeca toate ființele pe care le-a creat și care nu s-au pocăit. Apocalipsa 20 cu 11 spune: Am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Nu s-a mai găsit loc pentru ele. Am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. A fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. În lumina crucii se va derula istoria păcatului și a mântuirii. Cum s-a raportat fiecare om la jertfa Domnului Isus? Va fi prezentată fiecare fază a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, dar și minunatul său plan de răscumpărare. De la începutul revoltei lui Satana, la sacrificiul suprem al lui Isus pe cruce, până la victoria finală la a doua sa venire. De asemenea, toți cei nelegiuiți își vor vedea propria viață în lumina crucii. Crucea lui Isus va fi înălțată deasupra tronului lui Dumnezeu. Deasupra tronului se dezvăluie crucea. Ca într-o panoramă, apar scenele ispitirii și căderii lui Adam, apar etapele succesive ale marelui plan de răscumpărare. Cei nelegiuiți vor vedea ce a făcut Dumnezeu pentru salvarea lor, câte șanse au respins, cât de mult au disprețuit harul său în mândria și în ignoranța lor, încăpățânarea, indiferența lor, vor fi foarte bine demascate și ei vor vedea adevărata natură a răzvrătirii lor. Satana îi va conduce pe toți păcătoșii într-un ultim atac disperat asupra sfintei cetăți. Caracterul lor ticălos se va manifesta și va dovedi încă o dată. Chiar și cele mai bune cunoștințe despre Dumnezeu, despre caracterul și despre acțiunile sale, nu vor schimba aceste ființe păcătoase. Acei oameni sunt cu desăvârșire răi. Există doar o singură soluție: anihilarea răului în toate formele lui. Foc din cer va cădea și va pune capăt definitiv păcatului, răului și rebeliunii pentru totdeauna. Acest foc purificator va constitui judecata nimicitoare, moartea definitivă, veșnică, ireversibilă. Nu mai există speranță pentru cei care l-au respins pe Iisus ca Mântuitor. Au continuat apoi în atitudinea lor de încăpățânare. Le stătea în fire să distrugă. Prin urmare, din dragoste, Dumnezeu trebuie să-i distrugă pe acești distrugători. Noi nu trebuie să ne găsim în categoria aceasta a oamenilor. Natura acestei judecăți cuprinde executarea sentinței. Dumnezeu trebuie să reacționeze la comportamentul distructiv al oamenilor nepocăiți, al îngerilor răi, al diavolului. Dacă nu ar avea nicio reacție, răul ar triumfa, viața ar fi pusă în pericol și în cele din urmă eradicată. Păcatul, păcătoșii, diavolul cu îngerii lui vor fi anihilați și pământul va fi curățat de rău. Dumnezeu va acționa în calitate de recreator al vieții. El va crea un cer nou și un pământ nou. Pământul va fi cu totul și cu totul schimbat, mai frumos decât în momentul în care a fost creat la început cu grădina Edenului. Păcatul nu va mai apărea niciodată. Toate ființele inteligente din univers îi vor sluji lui Dumnezeu cu devotament și din dragoste, cu recunoștință, deoarece vor cunoaște bunătatea, iubirea, dreptatea și adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în calitate de Domn al Domnilor, Împărat al Împăraților, va fi iubit, admirat, urmat, ascultat
și adorat pentru întreaga eternitate de către oricine. Astfel, teologia despre judecata lui Dumnezeu este revelația, dar și demonstrația supremă a iubirii, adevărului și dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu este corect atunci când îi îndreptățește pe păcătoșii care l-au acceptat, s-au încrezut în el ca mântuitor personal și au spus nu păcatului, nu nelegiuirii, nu lui Satan și nu îngerilor căzuți. La încheierea celor 1000 de ani, când morții nelegiuiți vor fi înviați să-și primească sentința finală, când tot procesul de judecată este încheiat, nu se mai poate adăuga nimic. Toți cei răi vor recunoaște dreptatea lui Dumnezeu. Având în vedere toate aspectele marii lupte, întregul univers, atât ființele loiale, cât și cele rebele, declară în unanimitate, drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne, împărate al neamurilor. Însuși Satana va face plecăciunea și va recunoaște dreptatea sentinței primite. Dar prea târziu. Cât de eficiente vor fi iazul de foc și moartea a doua? Ultima carte a Vechiului Testament ne spune: Iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași, toți cei răi, adică toți cei osândiți și pedepsiți, vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor. Nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Cât de eficientă este moartea? Fără nicio posibilitate de revenire vreodată. Apocalipsa spune că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, aruncat în iazul de foc. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dacă vă uitați în aceste descrieri, în aceste categorii, ar părea că unii n-ar merita să fie acolo. Fricoșii, pe cine deranjează? Necredincioșii, cui fac rău? Scârboșii. Și totuși, aceștia nu au legătură cu Domnul Hristos. Distrugerea finală a lui Satana, a îngerilor lui, a celor nelegiuiți, va curăța Universul de păcat și de consecințele acestuia. Totuși, chiar și distrugerea finală a celor răi este un act de dragoste din partea lui Dumnezeu, nu doar față de sfinți, ci și față de cei răi. Aceștia ar prefera să moară decât să trăiască în prezența unui Dumnezeu care este un foc mistuitor pentru păcat. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Lucrul acesta pare să fie puțin greu de înțeles pentru noi. Cum adică? Este dragoste faptul că Dumnezeu îi distruge pe oamenii păcătoși? Probabil că dacă privim la suprafață nu înțelegem foarte mult. În realitate, imaginați-vă niște oameni obișnuiți să facă rău. Niște oameni care sunt dependenți de păcat, de tutun, de băutură, de sfrâu, de minciună, de furt. Oameni dependenți de păcat, care ar putea să fie mântuiți. Și acolo ei nu mai au de unde să folosească aceste lucruri care le dădeau satisfacție. Moartea nu va mai fi. Plăcerea de a omorâ pe cineva n-ar mai putea fi simțită niciodată. Cât de bine s-ar simți oamenii aceia. Imaginați-vă astăzi un drogat care este aproape nebunit din cauza dependenței de droguri. Dacă un astfel de om n-ar mai găsi droguri în împărăția cerurilor, ce și-ar dori? Cât de bine s-ar simți când l-ar întâlni pe Iisus. Câte învinuiri, ce atitudine ar putea să fie. În dragostea lui, Dumnezeu a considerat că este potrivită dreptății sale
dar și iubirii sale, să încheie printr-un foc mistuitor pentru totdeauna viața acestor oameni așa cum și-au ales-o ei. Cei rei și-ar dori să fugă din acel loc sfânt, ar prefera distrugerea ca să se poată ascunde de fața aceluia care a murit ca să-i răscumpere. Prin propriile alegeri, cei rei își pecetulesc singur soarta. Excluderea lor din ceruri este voluntară în ce-i privește pe ei, dar este dreaptă și plină de îndurare în ce-l privește pe Dumnezeu. În acest fel, exterminarea păcatului și a păcătoșilor, spre deosebire de teoria nebiblică a nesfârșitelor suferințe din iad, constituie o pedeapsă echitabilă și proporțională pentru tot ce ar putea comite vreodată oamenii răi. Aceasta înseamnă că păcatul a avut un început și va avea un sfârșit. În final, concluzia unei prezentări deosebit de frumoase, în ziua judecății de apoi, fiecare ființă pierdută va înțelege natura propriei respingere a adevărului. Dar va fi prea târziu. N-ar fi mai bine să înțelegem acum ce înseamnă să respingem adevărul biblic, ce înseamnă să nu îl primim pe Domnul Iisus și să-l păstrăm în fiecare moment al vieții noastre? Atunci, jertfa de pe cruce va fi prezentată și adevărata ei însemnătate va fi înțeleasă de fiecare minte ce a fost orbită de păcat, dar prea târziu. În fața priveliștii de pe Golgota, cu jertfa ei tainică, păcătoșii vor sta condamnați. Se va da la o parte orice scuză mincinoasă. Oamenii vor vedea ce au ales și întregul univers va vedea că Dumnezeu nu este vinovat de existența sau de persistența păcatului. Se va demonstra că hotărârile lui Dumnezeu nu sunt ceva secundar păcatului. Nu a existat niciun cusur în cârmuirea lui Dumnezeu și niciun motiv de mulțumire. Probabil că cel mai important lucru este să ne întrebăm astăzi unde vei fi. Ce sentință îți va da Dumnezeu pentru totdeauna? Vino cu mine, rob bun și credincios, sau pleacă de la mine, acolo, în focul care a fost pregătit pentru cei răi, pentru diavol și pentru îngerii lui.